Ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Vest de Subacău, întâlnită astăzi 7 martie 2024, este dată privită și poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14 consilieri dintr-un total de 5. Lipsește motivat domnul consilier Lucio Florian Remus. Facem votul? Înainte de a intra în ordinea de zi, de fapt, și acest proiect este în ordinea de zi, este necesar să alegem președintele de ședință. Aș vrea să faceți propunere. Domnul Sulugiu. Da, nu, mai sunt lucrat de acum. Nu. S-au făcut mod, dar nu mai vreau să mă chinui mai mult. Nu vreau. Și acum avem de președință. Nu vreau. Dar nu vreau. Propunerea de președinte ședința doamnei Hârjanu Elena Simona, viceprimar. Cine este pentru vă? Toată lumea, da? Este cineva contrar? Da, e cineva, se abține cineva? Nu, nu mai și mă trebuie de lume. Așa. Așa. Mai sunt două și mai sunt două. Hai să vă rog, prin bani, sunt ce nu trebuie să vă rog. Da, asta să vă rog, asta și ședință. Păi, trebuie să vă rog. Da. Bună ziua, vă mulțumesc pentru încredere. Înainte de a începe ședința, sunt adăugări de făcut la procesul verbal de la ședința anterioară. Nu? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În afară domnului Busiu, că ne-am la autorul ăsta. Deci 13 voturi pentru. A aprobat procesul verbal și ședința anterioară. Atunci o să dăm citire în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și interes și lucrări de interes local pentru anul 2024, ce vor fi realizate de către persoanele beneficiare de venitul minim de incluziune, în conformitate cu legea nr. 196/2016, precum și de către persoanele obligate la muncă în folosul comunității și închisorii contravenționale, conform OG 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, cu modificările și completările ulterioare în comun la nivel județul Bacău, inițiat de primar și adus din partea tuturor comisiilor de specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție, modernizarea drumurilor de interes local, drumul local în comuna de județul Bacău, PNDR 2 și aprobarea HCL nr. 63 din 28-12-2023, inițial de primar și adus din partea tuturor comisiilor de specialitate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au primit 50 de ani și peste de la căsătorie, inițial de primar și adus din partea tuturor comisiilor de specialitate. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al comunitatului de care au luat pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SECE Crab-Iesat din 29-3-2024 și 1-4-2024, inițial de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Da? Da, domnule? Da? Trecem la primul... Proiect de hotărâri privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2024, ce vor fi realizate de persoanele beneficiare de DMI, în conformitate cu legea 196/2016, precum și de către persoanele obligate la muncă în folosul comunității și închisorii contravenționale, conform OG 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, modificările și completările ulterioare. Am dat citire primul proiect din ordinea de zi. Comisiei de specialitate. Comisia favorabil. Defavorabil.
Ei, aveți favorabil? Da. Aveți ceva de adăugat? Să scrie cineva la cuvânt? Deci, practic, este cu asta lege 4.000. Venitul minim garantat și cu ajutor social. Deci, practic, ce aprobam noi fiecare primăvară la trecută. Fiecare an, știți că este planul de acțiune a celor care sunt ajutor social. Hai ca să înțelegem. Care mult vrea. Ajutor social sau cei care au condamnări? Din ce în ce mai puține, pentru că s-au diminuat, cred că, 30%. O treime din ei, pe motive că nu și-au depus documentele la timp, pentru că la începutul anului s-au reînnoit acele dosare de... Minim garantat, așa se cheamă acum legea 416. Cum? Bineînțeles. Deci au posibilitatea, o parte dintre oameni și-au actualizat acel... Așa, sunt în curs de... Sunt o parte dintre ei care au plecat la serviciu, s-au angajat. Sunt și care au renunțat. Da. Sunt și care au renunțat. Da. Faceți ceva cu problema asta, așa de venit la subvenție. De exemplu, noi suntem... Eu s-am angajat la o instituție care avem muncă sezonieră, pe care e primăvară. Și chiar erau discuții, pentru că foarte puțin cetățeni de zona noastră, de astăzi, refuză să vină la muncă atunci când se ridică. Oamenii sunt contrați așa, cred că faptul e că ei spun că pierde ajutorul social. Eu știu că nu se pierde ajutorul social, doar că se calculează și ei ar trebui să aducă acea adeverință pe urmă de gândare. Anaf în care ei sunt. Da, este de venit un zilier, din produs din zilier. Asta nu înseamnă că dacă vine două zile la muncă și este portat și câștigă niște bani, îi se pare ajutorul social. Da. Adică, în momentul în care îi se face dosarul, o să iei să specifice și lucrurile astea ca să înțelegi. Da, hai să înțeleg. Vedeți, de la 1 ianuarie 2024, venitul ajutorul social, venitul minim garantat și alocația complementară a fost desfințat, s-a anulat. De la 1 ianuarie se depun dosarele, e o nouă lege, venitul minim de incluziune. Acum, în dosarul ăsta, practic, sunt cumulate ajutoare sociale cu mărimile, cum erau dată, ca să vă spun că așa le știm cu toți, mărimile alea. Oamenii care depun pentru alocația complementară, automat, au și ajutor. Deci, intră cu totul. Mulți au renunțat din motivul ăsta, și la complementară, pentru că ei nu vor să se ducă la muncă sau lucrează sezonier prin altă parte. Sau sunt angajați. S-a modificat și plafonul. Dacă înainte era undeva la 200 și ceva de lei de persoană, de membru de familie, acum, dacă ei iau mai mult de 700 de lei pe membru de familie, nu mai intră la venitul minim pe incluziune. Deci, practic, au mărit foarte mult pragul. Și atunci, dacă el câștigă într-o lună 2000 de lei și sunt 3 membri în familie, e imposibil ca să... Înțelegeți ce spune? Da, e ajutorul venitul minim de incluziune. Sau a crescut pragul. Sau e fragmentat, dar mai puțin. Da, dar dacă beneficiezi de mai puțin de 700 de lei, pe membru de familie. Da, da, au modificat foarte mult baremul, tot în ideea în care de a merge oameni de la muncă. Da, ei refuză să vină la muncă. Nu mai fi. Dar persoane care sunt asistate social sau care iau acest ajutor social, n-au și obligația de a face peste câteva ore. Venitul de incluziune, da. Cât, deci, adică nu i-a văzut din locura, i-a văzut unul prin piscărică, prin joaie pe ei și a văzut... Nu i-ați văzut cum ați avut copii. Am fost legat de asta, nu a venit vrai și deci, nu a avut. Deci măcar prețele, că ați deau copii cu mâna pe domnul primar. Toată lumea, toți cei care vedeți dumneavoastră că își ridică acele sume, au fost la ore. Unde a fost la ore? Unde a fost la ore? Avem aici în spatele primăriei 400 de sarcini selective. Nu, haideți să întrebăm unii cu domnul consilier Mocoi. Dacă domnul consilier Mocoi n-a văzut oameni pentru că el merge și pe altul, vreau să merge numai pe el. Oamenii mai merg și pe drumuri comunale. Asta e filmezi doar dacă se văd. I-a văzut domnul consilier? Și eu în plana cu căruța, face treaba. Când s-a făcut treaba? Funcții de ordine care le-au. N-au Aveți o partea asta, ce spune domnul Fiu, că aici se bălănează când ați prin... Da, ce vreau mai puțin, dar cum ne gândesc? Da, vreau să vreau să bălănează, dar nu scoate la treabă locul. Ține-i treabă. Dacă chiar dacă vreți după ședință, e oară și poze. Nu spune nimeni pe locul, adică să oară. Explicați un pic situația asta, că pot...
Nu e nici un sezon. Nu știu ce am dat. Dar e nici un sezon. Deci, bă, dacă mai e într-un moment în care faci calculul și să iasă puțin 700 de lei de persoană, nu prea le mai convine. Da, da. 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 La o parte din ei. La o parte din ei. Deci, așa, 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 am trecut să l-am mai votat. Legat de drumul ăsta care duce la de la Rides la Păzbaia, cu marginea drumului, într-adevăr, până la urmă, va semnă din cuvânt, doar că un pic spre toamnă. Că deja, hai de să vă spun și vreau să... Da. Eu nu vreau să vă fac acum observații. Pentru că s-a spus, s-a rezolvat problema asta. Da, da, problema asta. E rezolvată? Nu așa trebuie să gata problema, în sensul că am trecut vara, acei boscheți s-au uscat, s-au crescut și în capăsat. Deci bun, eu vreau să vă zic altceva. Veți proceda și anul ăsta la fel sau veți proceda cu ei când e verde apostamentul? Asta e o primă... Pentru că s-a întâmplat spre toamnă, spre... Adică ați făcut operațiunea asta octombrie, noiembrie, când deja erau uscați și erau deja spre asfalt. Eu, mulți mergeau aproape pe contrasens. Dar nu vreau să luați un numit de rău. Vreau să vă spun dacă luați în calcul situația asta, să faceți când e verde. Iar așa... Dar acum ar trebui în zonă, să trebuie mers acasă. Dar nu reproșez. Și avem... Nu reproșez. Eu v-am zis că ați făcut. O să facem când... În noiembrie. Care l-ați votat. Un proiect care l-ați votat, în care nu s-a chestit. Da, dar noi l-am votat proiectul, nu așa primar, nu? Eu nu vreau să vă fac obiecțiuni negative. Eu vreau să vă spun... Că și negativul și pozitivul, tot la mine s-a dat. Nu știu, că eu știu ce... Eu știu și negativul și pozitivul. Dar lucrările au fost făcute, în final. A fost rezolvat. Nu trebuie să avem problema așa, în final. Păi nu, eu vă întreb, e terminat lucrările? Da. Bun, mulțumesc. Eu v-am întrebat altceva, dacă pe viitor, cum ar veni anul ăsta... Dacă mai sunt, în momentul că vorbim de vegetație, da? De vegetație, că nu-i verde, vegetație și chiar vegetație foresterică, erau niște arbuși, da? Au fost coși, aia nu crezi de un an pe altul. Nu, nu vorbesc de ea, vreau să vorbiți de rădăcinile alea. Era o zonă, nu se vedea, de la pod, la pod, la pod, la pod, la pod, la pod. Eu vorbesc partea apostamentului, pe care era vegetație foarte și mică. Dar s-a făcut, nu, problemele s-a rezolvat, nu. Da, dar în toamnă, tot zi. Din ce am văzut, conform proiectului, sprijiniți școlile pentru situația cu lemnul. Păi când în campanie nu știu toate. Eu așa am văzut că... Partea cu lemnul dumneavoastră se vede în cadrul școlii așa. Da. În momentul când se face, școala face și achiziția, și tăiatul, și crăpatul. Și crăpatul? Bineînțeles. Deci, nu am vrut să știu. Deci, nu facem noi achiziția la... Eu am văzut că sprijinim școlile la faza asta, am văzut la ei. Am mai suplimentat. Nu vă spun că am transportat de la o școală la alta cu utilajul ele, că într-o parte rămăsese în gol, adică asta bun, deci la școala... Dar nu avem noi ca și sarcina. Ok, deci la școala gimnazială, în morul Livez, pe toate satele, cu achiziția de lemne, este plătit directorul și... Achiziția este făcută la școală. Și la crăpat. Și la crăpat. Nu poți să iei. O crăpat, nu mai eu de crăpat. Dacă dumneavoastră când și când puteți, puteți să trimiteți. Deci, tot ce înseamnă achiziție de la adus din pădure până la tăiat și crăpat, este problema școlii. Iar noi venim suplimentar. În momentul când sunt depășiți. Păi la crăpat m-am referit atât. Și am trimis, n-ați văzut, ați văzut? De la școala Livez. Pe Băleneasa s-a crăpat, la Băleneasa, la Băleneasa, la Livez 2 s-a crăpat cu oameni care... La Livez 1 ați trimis? Vă întreb, vă întreb, da, când a fost de fapt? În chei subiectii. La Livez? Da, la Livez... Eu deci am văzut că ochii s-au crăpat cu lemn. Așa, și trebuie să eu v-am întrebat, că am văzut în proiect că sprijini și școlile la crăpat. Lasă mare pe mine. Știam că detăiați nu. Detăiați nu. Băi... Ca pe viitor să mai vorbesc de cunoștințe din cauza. Acum vreau să vedeți să încercească focul de făcut. Vreau să lăsăm activitate la poziția numărul 13, de ce? Da.
construirea terenurilor cu destinație sportivă la aparținătoare Asociației Sportive Victoria Rândez, subordonată Consiliul Local. Da. Mai există asociația asta? Haideți-o că da. M-am trezit la un moment dat când m-a sunat la ANAF că, dom'le, Giori Crăciun are o asociație sportivă. Dacă tot o desfințăm, să facem lucrurile așa de până la cap. Nu, dar dumneavoastră spus mai bine, mai există acea asociație? Nu există, nu există. Ea a fost înființată în momentul în care am avut o finanțare. A fost, cine? Era un consiliu local. Urmând de ani, 2010. Era condiția ca să putem prinde o finanțare, să avem înființat o asociație. Eu n-am preluat, nu știu nimic, deci nu am avut niciodată nici măcar o... Dacă am înțeles că a sunat la primărie și a zis, dom'le, eu n-am să întrebați să fie Giori Crăciun. Nu am cum, domnul. Mie așa mi s-a spus de la ANAF. Domnul, haideți să vă spun. Deci această discuție, nu știu, dacă mă întreabă cineva, cum da, domnul, mă întreba de nimeni și-a spus. Nu m-a întrebat, nimeni și nu am avut o discuție cu asociația până acum. Înseamnă că cine m-a sunat de la ANAF, nu voi să vă faceți. Poate a sunat pe cineva. Primarul care este în funcții, preia și pasivul și... Domnul, iar revede. Nu m-a întrebat nimeni. Poate a întrebat pe altcineva în cadrul primăriei. Dar cu mine personal. Poate a sunat la impozite și taxe și cineva de acolo a dat un răspuns. Dar aici înseamnă că nu mai puniți. Nu, nu, poți să refacem. Și din primărie. Cine este pentru proiectul acesta? Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci cu 14 voturi pentru. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție, modernizare drumurilor locale în comuna Livezul Județul Bacău, pe numele 2 și aprobarea HCN 63 din 28-12-2023, inițiat de primar și avis din partea tuturor comisiilor de specialitate. Votă. Favorabil. 1. Și 2. Și 2. Și 3. Și 5. Și da. Nu? Vreau să-i ajut cuvântul la proiectul da. Întâi. Domnul Butu, mai vrea cineva să-i ajut cuvântul? Dar vreau să ne spuneți o dată ce modificări au apărut în devizul general al finanțelor. Deci, da, în devizul general, conform noilor legi în construcție, știți că la fiecare perioadă se majorează costurile și o trebuit pentru a putea duce la sfârșit acest proiect. S-au modificat indicatorii tehnico-economici, cei care trebuie să duce la Ministerul Dezvoltării cu noile prețuri actualizate. Știi, asta o facem din... Da, să putem. Afectează cu ceva bugetul local? Nu afectează. Nu. Noi, deci... Nu. Indicatorii trebuie din drept la Ministerul Dezvoltării. Pentru ei este... Dar și noi, în care vă zic, bă, dar la pe total. La bugetul local de la nu, toate lucrurile. Cred că va trebui făcut o rectificare. Când... No. Dacă o să fie și în drept, o să facem dar important. Deci, important e noi să-i aprobăm, ca să, dacă nu aprobăm, nu ne mai putem beneficia din proiect. Știu, dar sigur că punea să-i făcea la asta și oameni. Ce v-ați dat? Au fost 28 decembrie, oameni. Da. 28 decembrie am aprobat, practic. Și lucruri puteam face într-o zi. Da. Ok, 28 decembrie. Eu vreau să vă întreb dacă hotărârea asta din 28 decembrie, care a ținut-o, a avut un efect. Ce efect a avut? Și material, și juridic, și tot? Nu s-au făcut de lucrări. Bun, și cum a avut efect ea? În ce fel a avut? Pentru că dacă noi nu depuneam aceea hotărâre de Consiliul Rundei Ciume, azi nu mai puteam vorbi. Deci hotărârea asta... Nu mai primeai din nou. Hotărârea asta, 16, 28 decembrie, a spus-o la aplicare? Asta v-a zis, dacă a spus-o la aplicare. S-a spus-o la aplicare, asta v-a zis. S-a spus-o la aplicare, normal. Bun, atunci
trebuie să alegeți ori actualizare, ori abrogare. Domnul, până când se cere dispozitivul lucrat, mai aprobă un vot. Hai să lăsăm mai greu. Eu am vorbit pentru mine. Deci, oricum, să cere actualizare de cer. Nici cer periodic, noi știm o parte dintre. Și la momentul de cer, erau niște sumi, s-au modificat, dacă vine consumul, să vină cu sumile actualizate. Toate își produce efectul din momentul când sunt votate, până când nu sunt contestate, da? Ea își produce efectul chiar dacă nu se pune în aplicare. Dar ea este în regulă. Și noi ne raportăm la hotărârile astea, de exemplu, eu merg pe niște hotărâri de prin 2010 le scoate, că au fost, ne-au cerut. Da, hotărârea de cât s-a majorat. Normal că indicatorii tehnico-economici, funcții de fluctuație și de inflație, ei se duc. Constructorul nu poate să vină că n-am votat noi în decembrie sau în anul trecut cu prețul, exact ce spunea domnul consilier. Până am plecat de la 5 milioane acel proiect. Acum suntem la 7. Banii ăștia se duc. Da. Și noi modificăm că dacă noi nu făceam hotărârile, noi sperăm să ducem proiectul ăsta la capăt, dar dacă n-ai modificat și n-ai făcut hotărârea la timp, nu mai are ce să-ți dea bani. Înțelegeți? Ai înțeles, domnul Onic? Eu vorbesc cu Da, haideți să... Dacă erați scătare, făceam proiectul 5 milioane în acea lăsă. Și dacă era simplu. Da, simplu, am văzut, dar s-a terminat în 2017-2024. Dar nu știu... Cine este pe proiectul? Nu sunt eu. Da. Cine este? Ce să mai discutăm? Cine este? Deci cu 13 voturi pentru, eu sunt în votul. Vorbim de hotărâri. Motivația cu eu. Vreau să motivez, domnul Sărugiu. Trebuia întâi un proiect pentru abrogare și după aceea un proiect pentru abrogare. Nu are ce la sfârșitul anului, dar cu ordonanța care ne-a blocat și n-am putut să facem mai zis, și am considerat că se iei semnul. Da, nu, se poate. Da, este o problemă. A trebuit un timp anunțat ca să... ca toți care beneficiază să fie înștiințați, ca să poată să pună documentație. Că și atunci... Dar ce ai zis dacă vrei? Mă lăsați un mic. Și atunci, la trecută, erau mulți, dar nu s-au încătrat, ei nu știu. Și-au venit. Da, au venit, dar n-am mai primit. Da. Uitați-vă la proiect, că am spus așa, cei care împlinesc 50 de ani și peste 50 de ani, ca să putem de-a lăsa marja, că unii n-au știut și au venit acum așa. Au depus dosarii pentru ei. Au 52 de ani. Dar n-au luat domnul. Avem? Da, da, dacă vreți, vine acolo. Am cereri. Nu am multe, am 20 de cereri. Și când ne-am zis, dacă v-ați gândit în ziua fericită, așa, se-a chemat la caserii sau în cap? Nu, pe 8 martie,
cred că mâine, dacă e... Ne ajută Dumnezeu, să trecem. Dar s-a de Consiliu să vedem și noi. Voi invita mâine, dacă vreți să veniți. Nu e, da, dacă este tabel cu numele lor. Nu pot să, deci închipuiți-vă că sunt atunci. Ei, ce dată uite nou? Dar nu mai spune, dar mai... Nu puteți, dar foarte luna care vine dacă faceți... Dorimel, dar tu acum 2 ani erai aici, da? Ce am spus pe scenă? Am mulțumit Consiliul Local, o parte dintre consilieri a fost acolo, adică nu am... Multe persoane dintre astea nici nu ne cunoaște pentru Consiliul Local. Asta e la bună. Ce nu s-ar putea face în față și acolo să stați din astea cu casierul să ne facă? Nu l-aș fi rinus. Da, nu l-aș fi rinus. S-ar face o ședință, eu, părerea mea, fac o categorie. Părerea mea. Da. Nu așa, dacă nu știu, dacă ar veni care ar ședința, să vă invitați și voi. Păi, am scris la ce capitol avem grijă în buget. Dar scrie acolo. Deci capitol din buget, dați. La cultură, dar nu scrie acolo. Clar, de acolo. Bun, e clar. Nu știu, dacă ai investiții. Dar scrie și un fond cont. Păi nu, dar era bun, adică s-a aprobat, când m-a aprobat bugetul, îmi spune, domnule, am și o sumă de el, am o treabă. Îi dăm fulgine. Dar haideți, haideți un pic. Normal, normal, așa este normal, să vă aduc pe fiecare, că dacă îi prindeam grosul în moto, spuneai, dar nu ne-a putut. Uite acum aveți, un om de acolo, de la cultură, cât cu asta din capră, veni, uite, dă-mi și și corect. Că eu dacă votam atunci la grămadă, să mi-ai bădat mie bani. Păi ați votat voi, că nu știu, când votez bugetul ăla, așa, nu știu. Dar după aștept, de la cultură, o parte din bani să duc pentru persoanele. Și vă spun că suma care o dăm este de 1000 de lei, de familie. Dacă mai sunt împreună, dacă nu este unul de... Nu există. Deci trebuie să fie să aibă certificatul de căsătorie. Să duce sub... Aș avea o... Ce să iau? E un lucru bun. Aș avea o chestie la chestia asta ca o chestie. Adică dacă premier mai trebuie cu oameni, dacă nu știu de genul căsătorie, în comuna vivezi. Poate alții sunt mutați de 20 de ani. Certificatul de căsătorie sunt în comunii la comuna vivezi. Ei s-au căsătorit, omul la nivel. Poate au plecat în timp și au venit după aia. Mă refeream, știți ăștia, 50 de ani. Să ai văzut aici, la vată. Știți ce vreau să zic? Deci, știți că de căsătorit, la toți sunt eliberate de... Da, dar poate asta zicea nimic. La asta mă refeream. Adică au dus... Nu, mă refeream că au stat 50 de ani aici. Păi eu că am citit un pic memoriu. Și în acel memoriu, îi lăudați un pic. Adică, nici oameni care au dus greu comunii. Dacă tu ai lucrat, nu. Dacă tu ai lucrat la mine, tu ești aici, ai lucrat la mine la... Ei, la asta mă refeream. Cam așa vine, cam așa e în Europa. Dacă ești găsit o ceaie comună, nu vezi ce care e căsătorie. Păi, da. Taxi și jantă. Vă vorbim prea mult. Cine este pentru? Da, dar nu mă. Da, sunt și acum sunt fete de acolo să-i dă ceva, dar... E cineva împotrivă? Nu. Nici una. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâri privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Mateli Vezi pentru ședința Adunării Generale Ordinare Acționarilor SECRAP din 29.3.1.4.2024. Azi că se face la fiecare ședință. Dar nu știu, da, acum chiar... Acum, bag o chestie, eu trebuie să dată... Eu, sigur, adică la început oameni, sau când ne dau din cer, și doar așa că dacă ce ședință, de fapt, dar trebuie să... Culmea că am avut și putem să o punem într-o ședință, că o faci. Și poți să nu facem sau să sară, nu să fac convoc, să fac deci dată prin oare, să fie mandatar, pentru că am mandatat la ceva. Așa e, mă. Hai să fie, mă, uite, și iată, mă, dată, că tot anul și dată. Comisiile au o bună. Câteodată e bună, câte ai găzduia, poate e. Dar cine este pentru prezentarea primarului? E cineva împotrivă? De, mai avem, nu sunt dus la vota punctul diverse, dar dacă aveți, puteți sta un pic. Domnul, vreau un sigur de ce s-a mai întâmplat cu terenul ăsta de la automobile să mă invita la volat? Dacă vrea dragi terenul. La care punct? De parte, la lucru. La lucru. S-a pus documentația. Încă mai ești în ceamnă. Ai de poză, da? Dar nu vă supărați, mai am un singur, am o cerere. Cred că știți problema, băiatul ăsta de la Bălăneasa. De la Bălăneasa. Gică, cantaragiu.
Gică, Catrageu Gheorghe, Catrageu Gică. Tata lui Gheorghe Victor sau ce? A fost săptămâni. Și solicită pe această cale Consiliului Local acordarea unui ajutor financiar sau material pentru a putea construi un nou curaj, dintr-un cul acest moment are o vacă, un cal și o junică și stau în aer liber. Remi a venit el la primărie și a spus că dacă nu-i dăm pământ, el îl refuză tot. Remi, haideți să vă spun, el vrea să facă și proprietar. Da, da, da. Și Remi de așa a sărit că e frică că ia cineva acasă. Bă, omule, dacă ajungem în chestie că ia în casă, are la fel și pune cuvinte, știi, dacă tragem. Noi facem cât putem, ne asumăm cu ce putem, dar nu putem să proprietărim pe nimeni și nici lui. Dar nu poți să dea autorizație de construit dacă faci o vorba de teren. Da. Vreau să zic ceva legat de proiect mafie. Dacă în momentul ăsta se distribuie apa în toate satele, în comuna de veți, și dacă nu, când estimați că ar putea să distribuiți apă în toată comuna? Deocamdată... E o întrebare de la cetățeni. De ce? Pentru cetățeni, o să răspund și eu acum. Așteptăm avizul să punem contorul la... Deci am avut instalația electrică, am dat la pompă, funcții de ei, cum îi dă, trebuie să fac recepția și mai aduce și contăm contorul și atunci... Nu există nicio posibilitate să dați, am făcut program pe Oșa și Liberi, da? Nu pot să dau pe Orșa și să nu dau la Liberi. Adică tot este un sistem monobloc care nu putem să-l izolăm. Deci sperăm să suplimentăm coapa și ajungem toată... La Vesperanța de drum până de Paști? Deci la, în momentul de față, avem instalația electrică făcută, drumul este cu acces, așteptăm recepția la acea instalație făcută cu stâlp, cu totul și după aia se aducă contorul eu. Domn primar, vă rog, întrebare. Ce am putea face să oprim ijale și pitațelor? Deci în spațiul la prăjoaie este groaznic, plin de mizerie. Când ai fost? Alaltă. În ce zonă? În spațiul la prăjoaie la terenul de fotbal. Deci am și poze făcute. Dacă la partea cu Bălăneasa, nu? În spate la Bălăneasa, în spate la Bălăneasa, exact un teren de fotbal. Deci ce acolo, n-a cred că n-a fost niciodată. Cum e acum? Deci vă spun sincer, și mergi la Bălăneasa mai puțin. Partea Bălăneasa, partea. Dar la Prăjoaia este sub tot. Aceea situație și pe albii, nu, dar ce la Prăjoaia am fost istologul, că am dat doar. Dar ce la Prăjoaia acum au dat sub tot. Deci oamenii în momentul de față. Vă pot arăta pozii. Eu știu, credeți, nu vă zic. Acum, în momentul de față, sunt în zona Prăjoaia. Au făcut sectorul cotor, pe albia rândului. Domnule primar, dar ce vă interzis sau ce mă oprești la un moment dat? Și dat o sancțiune să faci ceva, faci o prinsă dacă nu faci treaba asta. Avem sancțiuni. Păi și dacă clasul n-a măcar de stii... Dar am dat domnule și sancțiuni. Vreți să vă aduc? Nu. Dar am dat și sancțiuni, dacă i-am găsit. Dar de multe ori îi găsești plus. Deci vă zic acum, în fiecare zi acum, n-am mai... Băi, m-am găsit camerele acolo, dar vă deschid camerele de acasă. Acum aveți în fiecare să vedeți la o găsire, dar în fiecare zi vedeți căruțul dreci. Căruțul dreci. Deci, domnul consilier, dumneavoastră dacă vedeți să treci o căruță, aveți în atribuțiune să ne aduceți la cunoștință și cu o poză. Păi și cu o poză, bun, dar el are acolo deasupra, pune niște. Dar nu, domnule, nu trebuie să bagi mâna în căruță. Eu fac o poză și eu știu, eu trimit omul și spui, bă, nu-i fost eu. Păi nu, că n-am fost eu. Uite că ai fost, eu nu o să spun cine mi-a trimis poză. Dar eu mă duc cu poza și mă duc la el, nu e mea, Ionică. Ai fost el la lungă? Nu! Exact, dacă scoate la lungă după camere, tot ce se vede, ce te-ai zis, care se toarnă. Da. La mine, acolo, ați mai rezolvat problema lor? De atunci. Am avut o sesizare. Am identificat persoana. Da. Am fost și la persoana care nu vreau, nu dăm nume, că nu e. Dar uite, domnul consilier a venit cu o problemă, bă, omule, vezi că e o chestie în asoară acolo. Într-adevăr, foarte grav. Ce era acolo, bine, s-a imediat am intervenit și am rezolvat problema. Asta înseamnă cu urmă. El a venit cu poza. Mi-a arătat-o aici, unde, la 2 metri. Filmare, adică punctual, ce v-am zis? Ați văzut că a trecut cu căruța ala, chiar dacă are film, nu-l duce el acum. Să ducem de sub tare. Ne-ai făcut o poză, nu trebuie să intri în conflict cu ei. Exact. Eu merg la acasă și întreb dacă a fost. Păi n-am fost. Ce căutai acolo? Păi nu că n-am fost. Când te-ai dus cu proba, nu am fost. Da.
Domnule, dar tot ați tabulat și terenul ăsta de aici de la Ceapiu, nu? Care tot ziceau oamenii că nu i-a tot tabulat. Da? Ca să zic așa, ca să știi oamenii. Pentru că a făcut investiția. Păi, dacă vine că așa să zic oameni că e a meu, că e al tău, că e ce arată. Ea mort, ca mort. Ea mort, la tuturor cetățenilor cum ne vivesc, ca să știi. Ea mort. Să nu iau face nicio lucrare, fără să fie documente, e tot așa. Dacă mai bine a domnat în ședința, la mulți ani soților dumneavoastră, pe mâini, dacă le aveți, este economicare.